lasă rectul Podricii, doar așa ca să mă vedeți și fără mască, cei care nu mă cunoașteți. Am avut plăcerea să văd că a fost o implicare nu numai din Timișoara, ci chiar din regiune și asta m-a bucurat. Și niște idei foarte interesante, chiar am spus jurnaliștilor că noi avem o inițiativă prin care mesajele rectorilor care sunt în viața lor actuală pentru generațiile viitoare, poate peste 50 sau 100 de ani, să fie legate într-o capsulă. Colegii mei, foști directori al universității, mi-au trimis aceste mesaje, le băgăm într-o capsulă și ea va fi deschisă peste 50 sau 100 de ani pentru generațiile viitoare să vadă cum am venit acum. Și probabil că vom face același lucru, cred eu, cu schițele sau cu aceste minunate fotografii, pentru că până la urmă ce gândim e una și, mă rog, ceea ce și punem în imagini se vede puțin diferit. Și cred că am intrat să facem acest lucru. Cum aș vedea eu Politehnica acum că este aniversarea de 100 de ani a Politehnicii? Și care este viziunea ta? Eu personal m-am gândit că ar fi interesant să abordez o încercare nouă și o viziune nouă asupra clădirii. Deci, prin urmare, am optat pentru un plan nou. Mai exact? Mai exact, o versiune într-un stil arhitectonic mai diferit asupra Politehnicii. Cred, nu știu, nu m-am gândit. A venit ca un talent și întotdeauna mi-au plăcut clădirile și detaliile. Inițial nu m-am gândit că voi câștiga, am zis să încerc să particip la Politehnică, să dau tot ce am mai bun ca să văd cam unde mă situez. Și când am aflat că am câștigat, m-am bucurat foarte tare. M-am prezentat cu un proiect nou pentru clădirea Politehnicii și mă bucur că am câștigat. Ideea mea a fost acest om pe care m-am gândit să fie studentul și tot ce înseamnă studenția pentru noi, de fapt. De la cămin, la borcanul de zacuscă și m-am gândit să includ fiecare ramură Universitatea Politehnică și cea de chimie, cea de arhitectură, cred că ingineria mediului și tot ce mai este am întruchipat acolo, în desen. Am încercat să surprind Politehnica ca un vis împlinit. Fata încearcă să atingă luna, fata călărind balena, iar motivul nopții sublinează visul. Luna este un astru, nu poți să atingi, dar o vezi. E ceva perfect. Iar atunci am încercat să subliniez chestia asta. Facultatea este ceva ce... Luna sublinează visul. Luna e ceva ce nu o poți să atingi. E ceva ca o muză. Iar atunci, pentru mine în viață, Facultatea Politehnică a fost muza mea. Am ales să fac liceu de arte la Reșița și am zis că dacă intru la liceu o să merg pe facultatea aceasta de arhitectură. La momentul în care s-a lansat ideea acestui concurs am zis să nu merg pe varianta de a fotografia clădiri sau spații, am zis să văd ce, să transpun o idee acolo. Motiv pentru care am făcut două fotografii, cele două fotografii premiate. Eu le-am dat și un nume. Asta de aici este denumită contrast, iar cealaltă e teaching in pandemic sau ceva de genul ăsta. La prima contrastul se vede, e vorba de nou și vechi, de școală veche și tehnologie și ziua de astăzi, iar în cealaltă probabil că se observă la fel. Această pandemie ne-a afectat, suntem într-o situație în care suntem nevoiți să transferăm toată activitatea în mediul online. Acesta este profesorul, dincolo sunt studenții pe Zoom și un anfiteatru care, în formatul clasic, reprezenta sala în care noi, cadrele didactice, ne desfășurăm activitatea. Am obținut premiul jurului cu această fotografie, iar cu această fotografie este premiul de popularitate. Mai este la biblioteca, fiindcă îmi place foarte mult să citesc și mă simt foarte fericită că am câștigat. Vom finaliza premiera concursului. Acum veți primi aceste diplome și, bineînțeles, felicitările din partea noastră. Atunci eu zic să trecem la... În secțiunea desen o să începem. Da, categoria Ebert și se acordă premiul întâi domnișoarei Casiana Timea Savi. Eventual să răspund ceva, premiul întâi sau cum am... Dacă ai vrut câteva cuvinte, dacă nu, cum te simți?
legat de ce s-a întâmplat. Mulțumesc mult pentru premiu și chiar am avut o experiență frumoasă. Ok, mersi. Se acordă premiul 2, domnișoare Diana Alexandra Burcea. Premiul 3, domnului Filip Dacian Iova. Mențiunea 3, domnișoare Ștefania Biriș. Mențiunea 2, domnul Paul Andrei Ștefan. Și din cauza că aveau același număr de puncte, domnului David Mihalinski. Membrii juriului au hotărât acordarea unui premiu special domnișoare Miruna Marcovici la secțiunea, la această secțiune, deoarece am dorit să apreciem și pe cei care sunt într-o categorie de vârstă mai mică, clasele 1-7. Și cu sensibilitate și implicare. După aceea trecem la categoria studenți și se acordă premiul 1 doamnei Bettina Evelin Varga și ne bucurăm că este foarte foarte. Sigur, mulțumesc mult pentru premiu. Sunt absolventă a Politehnicii, de că scrie că în momentul de față sunt studentă la Alba Iulia. A fost un prilej fain de a încheia studenția mea într-un astfel de mod. Premiul 2, domnișoare Maria Ștefania Bărbulescu. Premiul 3, domnișoare Raluca Dulco. Mențiunea 1, domnului Alexandru Barbu. Mențiunea 2 a domnului Drăgan George Basarabo. Mențiunea 3 a domnișoarei Vanessa Diana Buciu. Și acum trecem la secțiunea de fotografie, unde avem la categoria LED, premiul 1, Dorneanu Ioana Petra. Poate mai frumoasă era dacă nu eram în pandemie și fotografia, aveam alte mesaje de transmis cu ocazia centenarului Politehnicii Timișoara. La mulți ani, Politehnica Timișoara, sper să ne vedem cu bine și peste 5 ani. Și în sfârșit, la categoria absolvenți,
Din nou avem premiul jurului, coincide și cu premiul de popularitate, Lisie Denisa Gabriela. Vreau să apreciez foarte mult organizatorii, pentru că uneori fiind în Politehnică, nu ai ocazia să te exprimi prin creativitate și cred că merită cu adevărat arta vizuală promovată. Felicitări! Anul viitor, când vom putea să organizăm un site și să-l întâlnim cu, așa cum am spus, cu zona academică.